Vremea trece, vremurile rămân, a subliniat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, care a votat astăzi aproape 40 de puncte pe ordinea de zi a plenului. Printre cele adoptate s-a aflat și proiectul de modificare și completare a legii cadastrului. La Parlament treaba merge înainte, iar proiectele importante pentru români și pentru România se votează în continuare. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, prezent astăzi în Parlament, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Astăzi am avut de votat aproape 40 de puncte pe ordinea de zi a plenului. Printre cele adoptate s-a aflat și proiectul de modificare și completare a legii cadastrului, o lege extrem de importantă care, începând de astăzi, va permite oamenilor să facă și intabularea sectorială, adică a loturilor de pământ, o procedură mai greu de dus la îndeplinire până în prezent. Tot astăzi am fost prezent și la ședința Comisiei de Transporturi, din care, după cum știți, fac parte. Un punct foarte important aflat pe ordinea de zi îl reprezintă modificarea legii privind transportul în regim de taxi și de închiriere. Consider că, în urma acestor modificări, a mai făcut un pas spre modernizarea României. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, își dorește să reprezinte cu succes interesul mehedințenilor în Parlamentul României și depune toate eforturile să ofere celor care l-au ales un trai mai bun.